Acesta este puiuțul care o să-l adopt astăzi. În ideea că am încercat și încerc să dau un exemplu comunității. Mai am încă unul acasă. Numele lui este Mo. Este un ciau-ciau. Și am zis că să iau acest puiuț să crească pe lângă Mo. Și chiar am să-i dau numele după celălalt personaj, Foca. Foca a fost primul cățel adoptat astăzi din adăpostul canin Breasta și printre puținii câini norocoși de aici. El va merge drept cadou de Crăciun chiar acasă la șeful centrului unde a stat în ultimele luni. Alte 420 de patrupede au rămas însă în adăpost așteptând un stăpân. Am pregătit pentru ziua aceasta un lot de 20 și ceva de câini care pot fi chiar astăzi adoptabili. Nu aș dori să mă mai confrunt, că au fost cazuri în care am reridicat, de nu știu câte ori am reridicat câini din stradă, câini care inițial au fost adoptați și ulterior au fost abandonați. Reprezentanții adăpostului, dar și mai multe asociații pentru protecția animalelor din Dolj încearcă să găsească un stăpân pentru cât mai mulți dintre câinii abandonați. Străzile din România sper să se libereze, dar nu în maniera cea mai urâtă și brutală, prin eutanasiere, ci tocmai prin aceste acțiuni de adopție. Sterilizarea este un lucru foarte important, animalele nu trebuie să se mai înmulțească, locul animalelor nu este pe străzi, dar nu este nici aici în adăpost. Chiar dacă doar 7 câini au primit în dar de sărbători un cămin, moșul a venit și pentru celelalte animale rămase în adăpost. Iubitorii patrupedelor au adus câteva sute de kilograme de hrană. Iubesc câinii și împreună cu fiica mea, de fiecare dată de sărbători, am zis să le facem și lor o mică bucurie. Ați adoptat un maidanez? Aș adopta, dar dacă aș fi fost la casă, la cutec. Cel mai bun prieten al omului e câinele, cel mai mare dușman al câinelui e însă omul. Până în iunie, media adopțiilor la centrul canin Breasta era de 150 de căței pe lună. Din vară însă, cel mult 60 de animale și-au găsit lunar un stăpân.